Trec anii, trec lunile în goană și în zbor săptămânile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec. Eu nu știu limanul spre care pornesc cu bagajul acum. Ce demon mă pune în mișcare, ce taină mă îndeamnă la drum. Dar simt că mă apasă pereții. Eu sunt chiriaș trecător. În scurtul popas al vieții vreau multe schimbări de decor. Am stat la mansardă o lună. De acolo de sus, de la geam, și ziua și noaptea pe lună priveam ca la teatru, madame. Când luna vedea la fereastră, orașul părea că mă cheamă să-i văd în lumina albastră fantastica lui panoramă. Mai sus, într-o cameră mică, făceau împreună menaj un moș, un actor și o pisică. Iar dincolo, jos, la etaj, o damă cu vizite multe și alături de ea un burlac, un domn serios de la culte, cu cioc și cu ghete de lac. De acolo, pe o vreme ploioasă, mi-am pus geamantanul în tramvai și abia am ajuns până acasă, pe Berzei, la Conu Mihai. Țin minte și acum grădina, ferestele unse cu var. În față sta coana Irina și în curte un fost arhivar. Vedeai răsărind la oaltă un colț luminos de ietac, pridvorul cu iedră înaltă și flori zâmbitoare în cerdac. Pe atunci înflorea liliacul și noaptea cădea parfumată, umplând de miresme cerdacul. Și avea arhivarul o fată. Stam ceasuri întregi sub umbrarul de flori, așteptând neclintit, că avea obicei arhivarul să sforăie noaptea cumplit. Târziu, când se da la o parte perdeaua, părea că visez. Și iar am plecat mai departe, de teamă să nu mă fixez. Străine priveliști fugare, voi nu știți că în inimă port o dulce mireasmă de floare, parfumul trecutului mort. Și-am stat la un unchi pe romană, țin minte, dar unde n-am stat? La domnul Manuc, o persoană cu nasul puțin coroiat. La doamna Marie, pe regală, oh, cum mă ruga să nu plec. Mi-a scris chiar o carte poștală. Pe strada Unirii, la Jbec, pe Grant, lângă Birtul Ișbierea, pe Viting, pe Tei, la Confort. M-a dus pretutindeni puterea acelui tainic resort. Așa mi-e viața, o goană. Și astfel durerile trec. Rămâi sănătoasă cu coană, că-mi iau geamantanul și plec. Seara. Am decis să începem emisiunea de astăzi cu Toporicianu și cu maestru Radu Beligan, pentru că astăzi este încă ziua limbii române. Una dintre puținele lucruri pe care le mai avem de sărbătorit astăzi. Iar limba română, așa cum ne-a lăsat-o Toporicianu și câți alții, și mai ales așa cum sună rostită de maestru Radu Beligan, mi se pare că e în sine o sărbătoare.